Paweć! Run bitch. Touch. Prioritate, eu am prioritate. Nu prea știu orașul, că sunt în Mureș și merg acum la băieții de la Moto Emotion. Să mă de niște mănuși, poate fac rost de ceva bun. Poate, poate. Salut! Ce faceți? Salutare! Salut! Wow, wow, paradis! Paradis. Întâi mă holbez un pic, ca de obicei, și după aia. Mam. Cum să nu vii în paradis? Pe bune, ia uite. Vai, cât de bine arată. Trebuie să-mi iau și eu una neapărat. Neapărat. Deci, pe bune, neapărat una de textil. O să se de vânzare, oare? Nu cred. Uite ce bunăciun, pe bune. Ciao. Hai. Motherfuckers. Vai cât de bine arată. Vai, pe portocaliu ăsta. Uite cât de faină e asta. Mă gândeam să-mi iau așa ceva pentru customizare. Dar prefer una full face. Și ăsta, ăsta e 510 lei, exact cum l-am eu pe ăsta. Stai, ăsta nu e. Ăsta e. Uite cât de bine arată. Și ce echipamentul de motocross. Pare că. Deși n-am înțeles niciodată de ce e un tricou simplu, adică super larg. Ok. Protecții de vară, damn it. Doamne, pan să fie, că pe restul le iau. Nu, acum să vedem. Pentru ce am venit noi aici? Nu pentru standard cam. Într-o pereche de mănuși, că ale mele, ci că sunt. Uite. Rupte une, uite aici. Wow. Wow, wow, wow. Pe bune, e paradisul aici, uite. Vreau ceva waterproof, că vine frigul la Brașov. No, în niciun caz ăstea. În niciun caz ăsta. Gorgeous. Doamne, astea sunt iarnă. Mult prea groase. Uite, se arată fain. No, nu-mi plac. Ăstea. Vai, 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 vai. Mă simt ca buc trafic, că și-a luat bunoși. Ia că facem noi o șmechirie acum. Că tot am venit fără bani. Hai de pune la loc. Că na, motorbike e sărac și n-are bani. Exact cum am învățat la Brașov, fii atent. Ia-o pe asta. Pa, băieți! Taci! Taci, mă! Gata, ne-am întors la Brașov! Și acum e cazul să vă explic un pic ce s-a întâmplat în videoclipul acela. Da, știu, 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 n-a fost rău ce am făcut, am furat mânușile, glumesc. Nu, băieții de la Moto Emotion au fost foarte de treabă și au văzut problemele mele, uite. Hați, hați.
Una, una, două. Se vede pe cameră, nu? Uite că se vede. Bate bumbu. Și au fost atât de amabil încât a vrut să mă ajute și mi-a oferit o pereche de mănuși gratis. Ce drăguț din partea lor, așa-i? Serios, foarte drăguț. Plus că vine vremea foarte, foarte rece la Brașov. Acum e amiază, e vreo 2-3 ceasul. Și nu exagerez, dar sunt 12 grade și super frig chestiile astea. Super, super frig, nu frig. E foarte frig pe bune, foarte frig la Brașov. Dimineața sunt 0 grade pe bune, am plecat de acasă și erau 0 grade. Și la 0 grade cu mănuși de genul, îți blestem zilele. Așa că băieții au vrut să mă ajute și le mulțumesc cu această ocazie, prin acest videoclip, că au fost foarte de treabă și m-au ajutat cu mănușile alea. Chiar aveam nevoie și acum, nu, limeresc liberul, gata, l-am liberit. Perfect. O să opresc să fac o pauză, să vă arăt un pic ce am primit de la ei. Să mă laud și un pic, așa e frumos, nu? Adică, serios, dacă ai ceva și nu te lauzi, e păcat. În comparație cu mănușile astea care sunt sport, astea sunt niște mănuși sport touring, nici te-am văzut. Și e exact ce am nevoie în sezonul ăsta răcoros, pentru că nu știu cât o să mai țină sezonul la mine, deși eu sper să țină cel puțin până în decembrie. Sper să fie frumoasă vremea și să merg cât mai mult cu motor, pentru că o să fac naveta cu motor de acum. O să avem foarte mult content. Sper ca și calitatea audio și video să fie foarte bună și să vă placă și vouă. Hai că mă duc să schimb un pic mănuși, mă bag aici să bag niște benzină și... Hei, babo, babo, babo! Stai, mă! Asta calcă, nu f***e! Hai să mă laud un pic cu mănușile astea, noi ale mele. Sunt niște mănuși de la producătorul olandez Magna. Eu sincer să fiu, n-am auzit de Magna până n-am văzut site-ul de la MotoEmotion, care am văzut că promovează foarte mult brandul ăsta și țin să înțeleg de ce. Pentru că e un producător olandez care produce atât echipament textil, cât și echipament de piele, atât geci, pantaloni, cât și mănuși. Astea sunt niște mănuși waterproof. Nu știu exact modelul și îmi pare rău pentru asta. Oricum o să aveți link în descriere cu mănușile. Uite cât de bine arată, pe bune. Să vă zic un pic despre ele. Sunt waterproof, windproof, adică nu trece nici apa, nici vântul și asta se simte. Pentru că în momentul în care e foarte, foarte frig afară, mâinile mele o să rămână oarecum călduțe, oarecum, nu prea mult. Aia, hai că prind roșu ăsta. Oarecum, nu prea mult. De-aia zic că nu o să pot merge chiar pe zăpadă cu ele. Plus că mă țin cauciucurile. Dar, dacă tot ne-am oprit aici la stop, hai să vi-l arăt. Sunt ca un Jedi. Mănușile au un strat out dry, uite aici scrie. E o chestie foarte interesantă. Spre deosebire de alte mănuși care au pur și simplu materialul și sub material au o membrană impermeabilă, mănușile astea au un strat la suprafață care nu permit apei să intre în ele. Deci, ce înseamnă asta? Înseamnă că apa nu o să intre niciodată în mănuși și o să se îngreuneze cu apă în momentul în care plouă. La celelalte, poate mulți dintre voi aveți mănuși de textil, când plouă, știți că se îngrenează, le mai storci un pic, ne, astea nu sunt așa, sunt foarte mișto. Au chestia asta de aici, pentru ploaie, pentru că poți să ștergi ploaia cu asta și cu asta. Protecția de aici e foarte, foarte bună, e foarte, foarte dură. Au protecție aici, la montură. Pe degetul arătător au o parte de material, nu știu exact cum se numește, care, din câte am înțeles, permite folosirea unui telefon touchscreen. Adică nu trebuie să dai jos mănușile ca să umbli pe telefon. Și nu e recomandat să umbli pe telefon în timp ce ești pe motocicletă, știu. Dar dacă ai un GPS aici, ești la un drum lung sau te oprești, nu-ți mai dai mănușa jos, nu-ți mai pui mănușa, nu mai durează așa mult, știi? E o chestie foarte mișto. Sunt lungi, ceea ce înseamnă că vin peste mânecă. Nu o să intre apa niciodată aici, în zona asta. Nu-mi plac, mie de fel nu-mi plac mănușile alea scurte, pentru că intră apă între mănuși în sine și geacă.
plus că intră și vântul și e frig și protecția e mică, no. Nu-mi plac, îmi plac astea lungi. Și băieții au știut asta. Clipul a fost de fapt o parodie, cum am zis. A fost o făcătură, da, da. A fost clickbait, clickbait. Da, să vă săturați de clickbait. Asta e clickbait, nu ce a zis voi că am făcut până acum. Da, vă sper că nu se supără nimeni, dacă se supără asta e, vă trece. Eu chiar voiam să mă laud cu mănușile astea ale mele, care sunt super faine. O să vă las link cu ele în descriere. Pentru că mănușile astea sunt super, super, super faine. La modul cel mai serios. Sunt 12 grade afară, am văzut acum pe un panou și nu simt absolut deloc frigul. La modul cel mai serios. Deci cu mănușile astea o să pot face motovlog chiar și la 0 grade. Cum am zis, băieții știau ce vreau și urmează acum să strâng niște bani, o să scot toți banii din YouTube, toți aia $10 și să-mi iau un echipament de textil, o geacă de textil, tot de la Macna, pentru că mănușile astea sunt geniale, jur, geniale. Și vreau să văd ce poate face și eu o geacă de la Macna, pentru că am văzut la un preț foarte bun, chiar să reduceri mari. Și sincer să fiu, eu v-aș recomanda să profitați, pentru că am câteva surprize pentru voi în legătură cu echipamentul, cum am zis. Hai să vi le zic acum. O nouă geacă, o nouă cască, o nouă perche de pantalon și când fac rost de bani și niște ghete noi. Waterproof. O să fac un echipament cu care să pot merge pe orice fel de vreme, pentru că ai boala mea, ai prostia mea, tamblaua mea pe care vreau să o fac. Să-mi iau motorul, orice vreme ar fi afară și să pot să mă plimb. Să mă la un drum lung, să nu-mi fac griji că, Doamne, plouă, Doamne, uite ce norate, dă cu ploaie, dă cât poți, serios, mă fulgere să nu fie că nu sunt lightning proof echipamentele. Hai că sâmbătă apar un episod fulgerică de data asta, promit asta, și sper să vă bucurați pentru mine. Deși nu știu cât vă bucurați voi, nu știu cât vă pasă vouă că i-am primit mănușile astea. Dar chiar mă bucur de ele și chiar sunt mândru și de mine și de cei de la Moto Emotion pentru că m-au ajutat.